Ai, bă, său, dar tuturor mea și bine v-am găsit la un episod de Sam. Bă, fraților, avem moduri noi de iarnă, sunt tot modurile lui Tibi, dar cum mai că sunt updatate, adică e versiunea finală, cum ar veni, de moduri de iarnă. Dacă vreți să le downloadați, intrați pe site-ul ăsta, moduri.ro, și acolo aveți mod pack de iarnă. Uitați, are și zăpadă pe mașini și rotele. Fain rău modul, adică nu... Finansul, dar... Na, cum vreți voi acum, eu joc moduri de iarnă pentru că e iarnă, na, și arată mai frumos, așa, pe filmarea, pe alea, că e iarnă. Da, voi jucați cu ce moduri vreți voi, nu vă oblig să le luați, dar așa, dacă sunteți curioși și vreți și voi să le luați, să nu mă întrebați după aia prin comentarii, bă, frate, dar unde intru să iau și eu modurile alea, știi? Bă, o să mergem să schimb și eu skin-ul ăsta, că... Opa. Că e cam... na. Opa, stai, bosule, că ce-ai făcut? Așa de tare se aude. Mamă, cum se aude aici nebun. Auzi, omă, ce bagă nebuna. Ok, o să mergem în primul rând la un shop. Ia uite la aici, fix după colț. Nu mai opresc. Hai să vedem. Slash... Clothes. Și vedeți că, și sunetele sunt diferite. Ia uite, cum se aude. Ia uite-l, mă, cu ăsta-l vreau. Uite, mă, ce gangs. A, serios, mă? Mi-am pierdut mașina care... Nu, ăsta e de la mod, mă, sau așa arată el? E de la mod ceva. De la modul de iarnă. Stai să mi-am pic, am pierdut... Am pierdut mașina care am dat rent și nu o să se răspundă. A, stai, chiar acolo. O mașină, știu că se spawnează acolo. De obicei. Sper că e spawnată și acum. Da, mă, și e live awake de vreo 10 ore sau 7, 8 ore, 9 ore, nu știu. Și m-am uitat și așa de plictiseală. Și nici n-am filmat, și acum trebuie să mă grăbesc că să am episodul. Că na, de ce nu? Omul și for pe să mă doare nebunul ăsta. Stai că las așa. Avem și noi level 3, dar am vrut să-mi iau practic o mașină. Și fix după aia am observat că nu... Fix după aia am observat că nu... Aveam destui bani, pentru că un prieten mi-a zis, bă frate, mașina e atâta, e atâta, e atâta. Și după aia când mă duc era 4... Nu, era 5... Nu, era 4 kk. Și el mi-a zis că e 1,7 kk. Deci vă dați voi seama, frate, ce... Prieten pot să am. Deci, na, asta se vede mai aici vreun tractor, dar eu nu știu unde să parchez mașina, că l-am văzut pe ăla care face fermă și poate vine și mi-o fură. O, lasă, a, mamă, asta e, frate, cred că e mașina lui alaltă de acolo și... A, uite, mă, că sunt mai mulți ăștia, mă. Bă, ziceți și voi când ați vrea un giveaway pe Blue Bucket, că știți că m-am lăsat. Bine, o să mă mai joc din când în când de plictiseală, dar ziceți și voi când vreți un giveaway pe serverul Blue Bucket. Na, ca să... Na, să vă țin și pe voi. Să vă dau și voi, să vă dau și voi un pic avere acolo. Avem 37 caca, cred că am acum pe baghet, pe blu. Și o să dăm câte 5 caca, sau câte 2 caca, sau câte 1 caca, pentru că... Na, să vă țin în suspans cine câștigă, cine câștigă. Și să aveți mai multe șanse să câștigați. Că dacă dau, de exemplu, dacă îi dau pe toți, aveți doar o șansă să câștigați. Dar așa, dacă dau pe rând, aveți șanse toți să câștigați, nu? Este ora 4:50, pur și simplu nu am somn. Nu știu, frate, de ce. Pur și simplu nu am somn. Nu, am chef eu așa să dorm. Și am zis că merge să filmez și un episod dacă tot nu am somn. Că, na, ca să am după aia să fiu băiat bazat, nu? Na, pana mea, frate. Din câte am auzit la toți, cam toți zic că Orange cel mai fain dintre ăsta dintre toate serverele Bugged. Și să rămân aici, te-am spus 11 player și ora 4:50, adică e ceva, frate, la 4:50 fie 100 de player, practic ăsta nu prea are cum să scadă sub 100. Bine, acum vă dați și voi seama că toate, na, adică 70% dintre ăștia care stau acum pe online pe server sunt pe Slave Dragon. Dar oricum, de acum încep să intre, uite, 112. Încep să intre pentru că, na, deja ora 4:50, unii se trezesc la cinci, ca să facă, da, unele chestii. Și acum încep așa să intre încet, încet.
și suntem la episodul 83, cred că e asta. Deci să ziceți mai în comentarii ce vreți special de episodul 100. Pentru că eu fix sincer n-am nicio idee și nu neapărat că suntem aproape, că nu ne apropiem chiar așa de rapid, dar totuși să facem și noi ceva special, nu știu, episod de oră n-aș prea avea pentru că o să stau cred că 10 ore la rendere și nevon. Dacă fac episod de oră. De episodul de oră s-ar explode așa, să zicem. Adică mi se pare prea mult, frate. Nu avem ce să facem o oră pe sam. Unii, frate, eu dacă nu intru într-o facțiune ceva, sper că până la levelul ăla. De fapt, sper că până la numărul ăla de episoade să intru într-o facțiune, măcar un New Reporter ca să am, frate, ce să fac într-o oră de episod, nu? Dar așa, na. Sau un taxi, dar totuși o să trebuie oare jucate, mane, facțiune și eu câte ore am jucat să spui ăștia. Am și acum 10 minute și uite, am 3,88. O să fac 4 ore jucate, dar totuși, frate, pentru level 3, puțin, 4 ore jucate sunt foarte puține și, na, frate, pana mea. Hai să mergem aici, la burger. Cât am primit? 13k, că mi-a și la 2000 să intru acolo. Hai, mai mergem la o cotură. Cât am skill, mă? Încă 3 mai trebuie, doar face și noi skill 2 la asta. Bine, acum mai fac încă una ca să am 400k, pentru că am pierdut 100k la barbot. Am băgat așa eu loc 100k și am pierdut-o. Dați seama ce prostie. Și mă gândesc că nimeni nu-și dorește să piardă în halul ăsta la barbot. Sunt bani munciți, n-ai și... na. Sper că nu se va mai întâmpla, sper că nu o să mi-a fi ratat să bag atâta. Oricum că eu la 5 aproape joc și-o pun la payday ca să iau și-o punct de respect și ala și m-am dus băieții că... Na, totuși ceva să stai pe la ora 5 mai... N-am mai dormit recu de 20 de ore aproape. M-am trezit la 9 să mă duc la meditație și na. Totuși, te trezești la ora 7, 8, 9, nu mai știu la cât am trezit exact. Bine, am stat un pic înainte pe PC, deci nu am trezit chiar la 9, că la 9 trebuie să fiu acolo. Am stat peste... Mai, nu 20 de ore, dar am stat, nu știu ceva. 19 ore, dacă mai stăm un pic. 20 de ore, că... Am trezit un pic înainte, și am mai stat pe PC, deci am 20 de ore, cam așa am stat. Și totuși, ceva, e mult să nu dormi atâta. Plus că înainte dormisem 5 ore, deci, na, sunt un pic obosit. Un pic mai mult. Dar, azi să filmez și eu ceva pentru voi aici pe Orange. Acum, cum suntem la început, trebuie să stăm un pic ca no life, știți. Ca să facem și noi ceva și după aia intrăm așa, doar ca să ne facem raportul dacă intrăm într-o acțiune, ceva. Când îi văd pe unii frate pe YouTube, nici bine nu s-au apucat de server, au level 1, că deja în episodul următor băieții intrăm într-o facțiune. Am văzut mai mulți, nu doar unul. Da, nu dau nume, că după aia o să-mi iau hate. Da, zic așa, frate, sunt unii care filmează primul episod. Ai, frate, în al doilea episod intrăm în facțiune băieții. Când eu nici măcar din 80 de episoade n-am reușit să intru într-o facțiune, și nebun. Și n-am reușit că am avut sancțiuni pe contul ăla, adică sunt prost și m-am înjurat și mi-am luat și bani. Nu știu câte proste și logic te acceptă în facțiuni. De exemplu, ți-ai bani, hai să zic, la taxi, da? La taxi ți-ai bani pentru speed hack. Cum se angajeze cu aia la taxi când ți-ai bani pentru speed hack, știi? Bine, nu mi-am luat bani pentru speed hack, dar zic așa că e de un bani dat și la PD. Dacă nu aveam sancțiuni, m-a acceptat de mult. Eram pe blue acum, dar, na, pana mea, frate, ce să faci? Hai să o luăm încoa. Na, și... Oricum, contează că o să intrăm. Sper eu, adică am auzit că pe Blue se umblă cu pile, cu deal aici nu e cu pile și sper să fie adevărat, frate, că nu mă apuc eu acum să joc pe Orange doar ca să am un cont în plus, așa să-l țin, știi? Chiar nu vreau chestia asta. Sper că e adevărat ce zise. Hai să mergem să vindem ăla.
Eu v-am zis, am jucat pe Bizon 2, pe Bizon 1, n-am jucat, adică de la când am început seria asta de Buggy, am început practic asta. Când am început seria asta de Sam, practic am început serverul pe Buggy, adică serverul pe care n-a. Bă, blista compactă asta prinde 144 la ora, mai ești nebun? Mă duc după aia la dealership să văd cât costă aici, nu? Poate mi-au un blister compact de asta. E un miro. Hai să intru să vină. Dacă e vreo 5k, asta e faza. Și n-am atâta. Dar n-are rost. Mă duc cu aia să mă să văd cât costă, da? Poate mai muncesc pentru el ceva. Uite, prinde, e bun, bun. Ia uite. Bine, e 5k e pe blue, aici poate să ieși 32. Sper să fie 3 sau 2. Uștia, uite mă, fulgul de zăpadă. Chipcars. Sunrise. Merit, 2kk. Uite, tu mai ești nebun. 2kk. Nu știu ce să-mi iau. Majestic. Cum o fi mai ești nebun? Bravura. Oceanic. Ține-mi o secundă. Stai-mi o secundă să vadă. Nu pot să văd nimic, ești nebun. Să spun, nu știu ce are, să dăm un pic. Să vadă Raulic aici, aici mi-am donat date. Sampo, user pendel, Raulic. De fapt, nu. Bagged. Punct. Rost slash mașini. A, să uităm un pic la informații aici. Așa, nu merge, serios, lasă-mă un pic. Nu știu, frate, asta Google. Bagheta slash mașini. Ai, frate, be right back. Toți morții, mă, te se fot. Meritul l-aș lua, dar e scump. Ia stai. Google. Oceanic Sump Car. Asta e mașina aia, nu? Vaghez.ro slash mașini. Nu știu cât prinde. A, uite mă, gata. Oceanic prinde 125, mai puțin. Wizard asta e. Ia să vede. Ia stai un pic. 134 Sadler. Un caca. Asta e cea mai bună, mă, pentru prețul ei. A, 134 picadorul. Ia. Picadorul aș lua. Unde? Cadorite 950. Bă, asta le-au, mai mergem la bancă. Nu știu ce m-am făcut, bă, 700 de metri. Hai să mergem. Opa, dați un pic. Am uitat să dau jocul în full screen, mă scuzați. Opa, stai că m-am și aruncat din mașină. Uitați să dau jocul în full screen și dăm să se încheie în window mode. A fost și o curios de chestia asta, dar... Nu, văd că... Opa, stai, unde mă duc? Văd că așa e, mă. E bine, picadorul ăla zic că e ce trebuie pentru ce nevoie avem noi acum.
Deci, uite, vreau, stai, e 950, n-am, uite, vreau la, o, în caca. Așa. Hai că e bine. Unde e? Asta mi-a cam lăsat o stradă. Să știi și tu așa că ai mașină personală, cale alea. Nu cu toate prostiile, nu? Ok, să mergem la dealership și să ne cumpărăm picadorul. Nu văd una mai rapidă, asta e cea mai rapidă pentru prețul ei. Și nu arată chiar, adică e, na, arată un pic rău, dar nu e chiar foarte rău. Ea prinde 135, 134, cam așa înseamnă. Ați vedea. E și mai rapid decât asta, e bine, frate, ce. E bine, mă, ce aici. Cum să nu fie bine. Car, oameni, hai să vedem. Deci, buy car, cheap cars, picador. Vai, am luat-o. Am luat-o și pe ea, băieții, cred. Futu-s morții, măte. Doi caca mai avem. Acum că mai avem ceva bun pe acolo. Bine, 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 rău. Ia, unde e? Să deci vă. Find. Aici. Serios? 43 km? Ia, să mergem. Am crezut că o dat-o aici, că na. Mergem să o luăm, după aia o ducem, dăm slash park și cam asta au fost episodul, fraților, ne-am luat mașina. Trebuia neapărat să ne luăm la un moment dat o mașină, pentru că... Da, nu vreau, uite, de exemplu, mountain bike-ul prinde 114, după aia ultima... Următoarea după asta, care prinde 134, e Sedler-ul, care prinde tot 134 de 1.100.000 și irosim așa 100.000 aia, pentru că ce, că arată un pic mai frumos mașina. Dar nu arată mai frumos, e cam tot ca asta. Deci, nu are rost, 200.000 așa, prostie, poți vrei că faci ceva cu ei, nu? Stai așa. Unde o luăm? A, uite-o, mă. A, stai, frate, mașina, ce cu ea? Mamă, dar nici nu pot să intru măcar în ea. A, am înțeles. Doamne, cu ai serios? Asta verifică. Unde? În love, futu-s morții mei. Ai deblocată? Merg cu aia dacă e, că e mult mai rapidă. Ola e. Fraților, sper că l-am adus din Samp. În episodul următor o să continuăm practic ce aveam de făcut. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Bye bye!